Lovitură de colț pentru formația gazdă. Fost Neacșa, gol! Marcat de Corvinul! Minutul 4, reușesc să deschidă scorul hunedorenii la această fază fixă, spre bucuria lui Florin Maxim, care tratează foarte bine aceste momente ale jocului. Revedem lovitura liberă bătută de Neacșa și o lovitură de cap foarte frumoasă, fără șanse pentru portarul oaspeților. Șansă din nou de gol, un șut însă peste a lui Manolache, aproape de dublă, fundașul de 24 de ani. Iată, îl primește în zonă liberă, dar șutul nu iese până la urmă. Lovitură liberă pentru echipa gazdă. Balonul respins de Rusu, gol! Eurogol pentru Corvinul, 2-0. Înscrie Kindriș, abia intrat pe teren cu o execuție excepțională, probabil golul etapei. Eugen Neagoe fără reacție, iată, vedem lovitura liberă a gazdelor, balonul respins de Tofan, apoi așezat perfect practic pentru Kindriș. A fost Nortei. Continuă acțiunea oaspeților cu ocazie importantă. A fost ratarea lui Pârvu. Pe numele său complet, Ianis Cristian Nicolas Pârvu, are doar 16 ani. Joacă pentru Naționala sub 17 ani a României și e considerat un mare talent. Contră foarte periculoasă pentru Corvinul, aproape de 3-0, ratare mare a lui Lupu și apoi pericolul a fost îndepărtat de Petrescu, ocazie mare de tot pentru Corvinul să facă 3-0. Neacșa în careu, bară! Incredibil! Corvinul aproape de 3-0. Bradu a fost la finalizare, a doua ocazie în decurs de doar câteva minute. FC Argeș pur și simplu prăbușită. Șut acum peste poartă. Din nou nemulțumit Straton, pentru că echipa gazdă ajunge în poziție de finalizare. Iată, o lovitură liberă bătută scurt și apoi șutul lui Bradu. Are poziție de șut Angelov și este în sfârșit o intervenție pe măsură pentru Lefter. Poate cea mai importantă situație pentru FC Argeș, acest șut al lui Angelov. Jocul reluat cu posesie pentru oaspeți. O greșeală acolo mare și este intervenția lui Straton. Erghelegiu aproape de 3-0. Ocazie, dublă ocazie pentru Corvinul, care a apărut destul de rar la finalizare în această repriză secundă. Să nu uităm însă, Corvinul a avut două situații importante în prima repriză la scorul de 2-0.